Hei, sunt Miuna! Astăzi am revenit cu o nouă rețetă de slime, tot cu praf de copt. Pentru asta voi avea nevoie de un bol, ceva cu care să amestecăm, lipici alb, colorant alimentar, apă și un plic de praf de copt. Prima dată voi turna lipiciul alb în bol. Apoi voi pune colorantul alimentar. Voi amesteca puțin. Separat, voi dizolva plicul cu praf de copt în paharul cu apă. După ce s-a dizolvat complet praful de copt, îl voi turna puțin câte puțin peste lipici și voi amesteca până se formează slime-ul.
Ce pufos se simte slime-ul în mână. Se simte bine. Este puțin lipicios, dar acum mă voi juca cu el și sigur nu se va mai lipi. La început, majoritatea slime-urilor sunt mai lipicioase, dar își revin pe parcurs. Așa cu degetul arată.